Un conducător auto din Republica Moldova este cercetat penal pentru aspectul săvârșirii infracțiunilor de dare de mită și refuz de recoltarea probelor biologice, după denunțul agenților de poliție din cadrul biroului rutier călăraș. În data de 14 decembrie, în jurul orei 18, polițiștii rutieri au oprit în trafic, pe strada prelungirea București din municipiul Călăraș, un autotren înmatriculat în Republica Moldova, a cărui masă maximă autorizată nu permitea accesul prin municipiu. Întrucât șoferul Emana Halena Alcoolică, i s-a solicitat să fie testat cu aparatul etilotest, acesta refuzând. Ulterior, persoanei în cauză i s-a adus la cunoștință faptul că urmează să fie condus la spital în vederea recoltării probelor biologice. Bărbatul, în scopul de a fi lăsat în pace și de a nu-i se recolta probele biologice, a încercat să le ofere polițiștilor, cu titlu de mită, suma de 400 de dolari americani. Polițiștii au înregistrat discuția și au procedat la anunțarea de îndată a conducerii unității. Totodată, în cauză s-a procedat la anunțarea procurorului de serviciu din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraș și a Serviciului Județean Anticorupție Călăraș, urmând ca cercetările să fie preluate de aceste structuri.